măi, m-a acuzat degeaba, nebunilor. Justițiarul, e ușor să denigrezi pe cineva. Dar stai că vă spun eu adevărul acum. Tu ai trimis filmări indecente. Da, i-am trimis o filmare indecentă. Înainte să știi care 15 sau după? După i-am trimis? După ce că... Deci mi-a zis, băi, viața mea, am 15 ani, gen. Cu de-alea că râde. Am 15 ani, gen. Cu de-alea că râde, gen, știi? Și am zis că nu cred așa ceva. Eu am crezut că face mișto de mine, gen. Se face mișto de mine să mă ia la mișto. Înțelegi? Păi dacă tu ai 15 ani, fata mea, du-te dracu, joacă-te cu păpușile, puteai să te dai la mine. Eu am zis, tu vorbești la bun? Și zice, da, tu? Și zice, da, vrei să vezi că vorbesc pe bunii? Și am zis, da. Ai cerut, ai zis, da, că vrei, da? Păi iar fata mea și uită-te atunci, ce vrei să zic? Nu te-ai gândit nicio secundă că poate nu glumește? Mă, frate, deja prima mea frică, frică, ce frică, că frică de nimeni. Teamă, a fost că face screen. Și a zis, wow, nu mă așteptam să primesc așa ceva. Păi la ce te așteptai să-ți trimit? Când fac retar, fac ce fac? Când joc cărți? Ce vreau să sară? Când dau pălăria jos?